Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Obiectiv, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Și-a găsit sfârșitul sub roțile unui tren. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 73 de ani din comuna Bărbătești. Cum s-a ajuns la această tragedie, vă spun imediat. A fost protest astăzi la penitenciarul Târgu Jiu. Angajații unității de detenție au ieșit în curtea instituției, unde și-au strigat nemulțumirile referitoare la atitudinea ministrului Justiției Tudorel Toader față de angajații din sistem. Detalii în jurnal. Un primar din Gorj va fi pe listă la alegerile europarlamentare din 2019. Despre cine este vorba, vă spun în câteva momente. Și-a găsit sfârșitul sub roțile unui tren. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 73 de ani din comuna Bărbătești. Gorjanul a fost surprins seara trecută de trenul de călători care circula pe ruta Craiova-Târgu Jiu. Acesta se îndrepta spre casă cu o căruță în momentul în care s-a produs nenorocirea. Tragicul accident feroviar a avut loc la nivel cu o cale ferată. Victima se întorcea de la câmp cu o căruță și se îndrepta spre casă. Bărbatul a ignorat semnalele luminoase și acustice și a traversat calea ferată fără să se asigure. A fost lovit din plin de locomotivă și târât câțiva metri. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri, o ambulanță SMUR și una de la Serviciul Județean de Ambulanță. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat. La data de 18 septembrie anul curent, poliția orașului Târgu Cărbunești a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza comunei Bărbătești, la o trecere la nivel cu cale ferată, s-a produs un accident feroviar soldat cu o victimă. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, s-a constatat că un bărbat de 73 de ani din comuna Bărbătești, în timp ce se deplasa cu un atelaj pe drumul comunal Petrești, la o trecere la nivel cu cale ferată, nu a respectat indicatorul stop și semnalele acustice și luminoase care atenționau faptul că urmează să treacă un tren, fiind surprins și accidentat mortal de un tren personal care circula pe ruta Craiova-Târgu Jiu. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă. A fost protest astăzi la penitenciarul Târgu Jiu. Angajații unității de detenție au ieșit în curtea instituției, unde și-au strigat nemulțumirile referitoare la atitudinea ministrului Justiției Tudorel Toader față de angajații din sistem. 25 de salariați ai penitenciarului Târgu Jiu au întrerupt lucruri și au cerut să le fie plătite orele suplimentare și să fie îmbunătățite condițiile de muncă. În semn de solidaritate, alături de angajații unității din Târgu Jiu au fost și cei de la penitenciarele Drobeta, Turnu Severin și Craiova. Angajații penitenciarului Târgu Jiu au întrerupt astăzi lucru și au protestat în fața unității de detenție. Aceștia sunt nemulțumiți că, deși nu este prima acțiune de acest gen, ministrul Justiției a rămas nepăsător la doleanțele lor. Salariații vor ca revendicările să le fie onorate. După cum știți, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat un calendar de protest. Nu mai târziu de data de 10 august am avut o primă formă de protest, aceea a grevei japoneze. În urma grevei japoneze nu s-a întâmplat nimic. Bineînțeles, revendicările noastre au rămas undeva neonorate. Ca și revendicări, sunt simple. Condiții de lucru mai bune, cerem plata orelor suplimentare în continuare. Sunt 1 milion de ore nerecuperate, neplătite. De asemenea, avem revendicarea cu privire la statutul funcționarului public, statutul polițistului de penitenciare. Eliminarea discriminărilor salariale, cerem domnului ministru aplicarea legii 153 și pentru sistemul de ordine publică siguranță națională. De asemenea, cerem eliminarea abuzurilor asupra pensionarilor. De asemenea, cerem domnului ministru să includă să ne includă și pe noi în negocieri, pentru că cu o dată anterioară ne-a fost refuzat pe motiv că nu am avea reprezentativitate. Alături de angajații unității de detenție din Târgu Jiu au fost astăzi și cei de la penitenciarele Drobeta, Turnu Severin și Craiova. În semn de solidaritate, aceștia s-au deplasat la Târgu Jiu pentru a fi alături de colegilor. Suntem sclav modern pentru că, deși suntem în 2018, avem peste 1000 de ore suplimentare neplătite, au precizat liderii sindicali. Astăzi, în conformitate cu graficul de proteste al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, este rândul de pichetare a penitenciarului Târgu Jiu a colegilor din Sindicatul Novo Legis.
Noi, ca și penitenciar învecinat, am venit în semn de solidaritate cu colegii noștri de la penitenciarul Târgu Jiu, solidaritate care marchează și trasează până la urmă viața sindicală a Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, din care facem parte. În dubla mea calitate de președinte de sindicat și secretar al filialei Mehedința Confederației Naționale Cartel Alfa, suntem în asentimentul colegilor de la Târgu Jiu cu privire la protestele de pichetare a care astăzi se înfăptuiesc în fața unității de detenție Târgu Jiu, pe care de altfel și noi la turnul Severin le vom îndeplini în data de 26 septembrie. Noi suntem nemulțumiți de atitudinea necorespunzătoare în ceea ce privește dialogul social și tratarea umană a lucrătorului din penitenciarele din România, față de atitudinea pe care domnul ministru Tudorel Toader o aplică. Suntem în România anului 2018 și putem să ne denumim sclavi moderni. Și când fac această afirmație, sunt întemeiat, deoarece avem peste 1 milion de ore suplimentare neplătite și nerecuperate. Nimeni nu poate să supună unei munci forțate absolut niciun lucrător. Până la urmă, chiar și directivele Uniunii Europene cu privire la relațiile de muncă stabilesc că munca nu este o marfă, ea este o simbioză a procesului productiv și trebuie remunerată corespunzător. Tocmai asta cerem, să fim plătiți pentru munca pe care o efectuăm, să ni se acorde drepturile în totalitate, să beneficiem de condiții de muncă corespunzătoare. Condiții de muncă pe care domnul ministru a înțeles să ne vitregească. Angajații din sistem i-au cerut astăzi demisia ministrului Tudorel Toader. Ce poate să fim în această situație, având în vedere că directivele Uniunii Europene cu privire la muncă stabilesc clar că munca nu poate să fie neremunerată. Asta nu înțelege domnul ministru al justiției și discutăm despre un ministru al justiției, nu despre un ministru al altui minister care nu ar putea să înțeleagă o normă sau un act juridic. Din aceste motive noi cerem domnului ministru al justiției și domnului director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor demisia. Demisia! 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 25 de angajați ai penitenciarului Târgu Jiu au protestat astăzi în curtea instituției. Liderii sindicali susțin că nu toți angajații unității au participat la meeting de teamă că vor fi concediați. Sunt aici pentru a susține acești minunați băieți care, după cum vedeți, majoritatea sunt tineri. Îmi pare rău că sunt atât de puțin, dar din informațiile mele, acest director de aici, Popescu, se cam bagă între sindicate. Pe această cale vreau să-i spun domnului director că o să îi facem câteva plângeri penale pentru imixiune în sindicate. Și sper să le plătească și lor orele, că am înțeles că au peste 1 milion de ore lucrate. La urmă, nimeni nu muncește gratis. Am băgat de seamă că în ultima vreme la noi, în țară cel puțin, deținuții sunt mai respectați decât angajații penitenciarelor. În ce sens se bagă, domnul Popescu? Am înțeles că amenință membrii să nu iese în stradă pentru a nu-i face dumnealui probleme, adică alte probleme pe lângă care, din câte am văzut și o presă, le are. Dacă doleanțele lor nu vor fi ascultate pe 3 octombrie, când vor picheta Ministerul Justiției, salariații din penitenciare spun că vor bloca activitatea instituțiilor pentru care lucrează. Un primar din Gorj va fi pe listă la alegerile europarlamentare din 2019. Biroul permanent local al PNL Târgu Jiu a votat în unanimitate susținerea lui Dumitru Leuștean, primarul orașului Novaci, pentru alegerile europarlamentare. Propunerea va fi înaintată conducerii județene a PNL Gorj. Având în vedere propunerea asumată de președintele organizației municipale a PNL, domnul Marcel Laurențiu Romanescu, ca filiala Gorj să aibă un candidat pe o poziție eligibilă pentru alegerile din Parlamentul European din anul 2019, biroul permanent local al PNL Târgu Jiu, întrunit în ședință ordinară în data de 18 septembrie 2018, a decis în unanimitate de voturi să susțină propunerea de candidatură a domnului Dumitru Leuștean, primarul orașului Novaci. În acest sens, biroul permanent local al PNL Târgu Jiu va înainta spre validare către BPJ al PNL Gorj această propunere.
urmând ca forul județean să parcurgă procedurile statutare privind desemnarea domnului Leuștean Dumitru în calitate de candidat pentru alegerile la Parlamentul European din anul 2019 pe lista Partidului Național Liberal, au transmis reprezentanții PNL Gorj într-un comunicat de presă. România va avea 33 de europarlamentari din 2019, astfel că pentru PNL locurile eligibile sunt considerate de la 1 până la 10, iar cele semi-eligibile ar fi între locurile 11 și 20. Doar 10% din pensiunile și cabanele din zona montană Rânca sunt acreditate să ofere servicii turistice. Este vorba de servicii de cazare și masă de care pot beneficia turiștii în condiții de siguranță. În Rânca sunt însă aproape 1000 de pensiuni, cabane și hoteluri care primesc turiști. Din păcate, situația neacreditării serviciilor turistice nu este o surpriză și are legătură cu tot ce se petrece de 20 de ani în zona Rânca. Sistemul de canalizare este neautorizat, de asemenea, alimentarea cu apă este ilegală la nivel branșamentelor, iar sistemul se află de 7 ani abia la faza de obținere a vizelor necesare pentru a putea fi preluat de către APA Regio. După ce situația din zona montană Rânca a ajuns să fie dezbătută și de televiziunile naționale, Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, a mai dezvăluit o problemă și a precizat că doar 10% din cele peste 1000 de spații de cazare din zonă funcționează legal. 61 de unități de cazare sunt acreditate să ofere servicii turistice. Pănescu a declarat că nu este normală această situație, având în vedere că toată lumea primește turiști la cazare, doar foarte puțini sunt acreditați, iar unii își mai și fiscalizează veniturile din activitățile prestate. Conform lui Pănescu, 61 de unități de cazare sunt acreditate de compartimentul de specialitate din Ministerul Turismului și 40 de către finanțele publice, întrucât au de la 5 camere în sus și sunt luate în evidență. Din păcate, situația neacreditării serviciilor turistice nu este o surpriză și are legătură cu tot ce se petrece de 20 de ani în zona Rânca. Sistemul de canalizare este neautorizat, de asemenea, alimentarea cu apă este ilegală la nivelul branșamentelor, iar sistemul se află după 7 ani abia în faza de obținere a vizelor necesare pentru a putea fi preluat de către APA Regio. Este o statistică pe care am obținut-o pentru că sunt și în fruntea Asociației Concesionarilor. Doar 61 suntem acreditați de Ministerul Turismului. În Rânca sunt aproape 1000 de imobile. Unii suntem în regulă și suntem la zi cu tot ce trebuie, iar alții sunt așa cum sunt. Dar asta e cea mai mică problemă pentru că sunt cele legate de infrastructură care trenează de atâția ani. Parcă se mișcă foarte greu lucrurile la nivel de primării și nu se pun în mișcare. Uite că a mai trecut un an și suntem tot fără canalizare funcțională și fără drumuri asfaltate. Măcar să prindă fonduri acum când fac bugetele pentru anul viitor. Așa sperăm la fiecare final de an pentru Rânca, a declarat Constantin Pănescu. Primarul din Rovinar, Robert Filip, nu s-a dăbătut în războiul privind depozitul de cărbune situat la câțiva pași de blocurile din oraș. Edilul i-a trimis o scrisoare ministrului energiei Anton Anton în care s-a plâns de situația în care sunt puși locuitorii orașului. Robert Filip susține că i-a spus demnitarului și despre minciunile oficialilor din cadrul complexului energetic Oltenia. Robert Filip nu renunță la lupta cu cei din conducerea complexului energetic Oltenia privind depozitul de cărbune de la cariera Roșia. Chiar dacă a ieșit în stradă cu peste 2000 de oameni și au protestat împotriva redeschiderii depozitului, lucrurile au rămas la fel. Deja depozitul a fost pus în funcțiune, iar locuitorii orașului sunt nevoiți să suporte praful de cărbune, care pe mulți dintre ei i-a și îmbolnăvit. Filip s-a declarat în continuare neîncrezător în promisiunile celor care se află în conducerea complexului energetic Oltenia. Am văzut că au răspuns prin aceleași minciuni și continuă să fie mincinosul de serviciu, domnul Sorin Boza. S-a bătut cu pumnul în piept că e nevoie de acest depozit atâta timp cât ei au vândut cărbune și când au fost în stare să facă demersurile pentru celălalt depozit de cărbune. Am văzut că în ziua când am făcut noi protestul, au făcut demersuri pentru depozitul de la Ișalnița, dar suma s-a dublat și am mai văzut că această minciună persistă și încă mint ministerul, a precizat Robert Filip. Mai mult, edilul din Rovinari a transmis și o scrisoare ministrului energiei Anton Anton, în speranța că va reuși să rezolve problema. Nu poți să spui cu atâta minciună și nepăsare că la anul terminăm. Suntem serioși, depinde țara de așa ceva când voi ați vândut cărbune și acele contracte pentru mutarea acelor echipamente și pentru terminarea noului depozit sunt semnate de către domnul Boza și au perioadă de un an de zile. Le-au semnat acum 2-3 luni și spui că vei muta la anul, în martie, depozitul. Cât poți să fii de mincinos? Am trimis o scrisoare domnului ministru și sper să vadă cineva că acești oameni sunt rău intenționați și nu noi. Eu le-am transmis la București minciunile celor de la CEO. Ei fac din această campanie doar business, foloase personale și cercuri de interese și aruncă pe mine. Eu nu sunt vinovat cu nimic. Eu susțin activitatea celor de la CEO. Aștept un răspuns. Vreau să rezolv problema care mă doare pe mine. Nu vreau să trăim în praf și în cărbune din cauza unor incompetenți, a fost mesajul primarului din Rovinari.
Au rămas fără marfa vândută pe trotuar. Polițiștii locali din municipiul Târgu Jiu i-au luat ieri la puricat pe comercianții de ocazie. Mai multe persoane prinse pe picior greșit au fost amendate și au rămas și fără produsele expuse la vânzare chiar pe trotuar. Este vorba despre câțiva comercianți care vindeau încălțăminte second-hand în apropierea pieței mici din oraș. Pentru că expuneau spre vânzare produse chiar pe trotuar, mai mulți comercianți de ocazie au fost luați la bani mărunți ieri după amiază de polițiștii locali. Într-o singură zi, agenții au confiscat numai puțin de 500 de perechi de încălțăminte uzate de la cetățenii de etnie romă care efectuau comerț ilegal în piața mică din municipiu. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu aduce la cunoștința cetățenilor faptul că polițiștii locali din cadrul biroului comercial au intensificat controlele în ceea ce privește depistarea persoanelor care expun spre vânzare produse uzate în locuri neautorizate trotuare sau în apropierea piețelor, făcând astfel concurență neloială comercianților care obțin toate documentele pentru a desfășura aceste activități în condiții civilizate. Astfel, în data de 18 septembrie 2018, conform prevederilor legii numărul 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, au fost confiscate 511 articole de încălțăminte uzate, acestea fiind depozitate în camera de corpuri delicte a Poliției Locale a municipiului Târgu Jiu. În astfel de caz, amenda pornește de la 150 de lei. Polițiștii locali spun că vor efectua zilnic astfel de controle pe toate străzile din oraș. Cetățenii orașului Rovinari par să fie receptivi la inițiativa primarului din localitate, Robert Filip, de a veni în sprijinul persoanelor cu probleme financiare. Acesta le-a oferit posibilitatea angajării gazilier la Societatea Servicii Publice Locale, aflată în subordinea primăriei. În schimbul muncii prestate, localnicii vor fi remunerați cu 82 de lei pe zi, ceea ce este mult mai mult decât o porție de mâncare. Programul de sprijinire a persoanelor cu probleme sociale nu se adresează doar acelora care beneficiau de ajutor social și de masă caldă, ci tuturor rovinărenilor cu dificultăți financiare care vor să se integreze în câmpul muncii. În acest sens, la nivelul Societății Servicii Publice Locale Rovinar SRL, s-a instituit un registru de evidență a zilierilor. Oamenii nevoiați sunt plătiți cu 82 de lei pe zi pentru a face curățenie și reparații prin oraș. Robert Fili spune că de săptămâna trecută, când a anunțat pe pagina de socializare că face astfel de angajări, la muncă au venit 15-20 de persoane. Edilul a venit cu ideea angajărilor după ce a decis să închidă cantina socială din oraș, care consuma aproximativ 2 miliarde de lei vechi pe an, pentru a încuraja pe oameni să muncească, dar și să facă economii la bugetul local. Prin această metodă promovăm munca în locul statului degeaba. Am făcut economie la buget de 100.000 de euro, susține primarul orașului Rovinari. Știrile se opresc aici, sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție, noi ne revedem mâine seară de la ora 18.